Salutare oameni buni și frumoși, sunt Sorin Sandu și continuăm periplul nostru prin lumea fabulei cu actorii teatrului Stella Popescu. Așadar, la semnalul următor va începe fabula Calul vândut și diamantul cumpărat de Grigore Alexandrescu. Nu cumpărat de Grigore Alexandrescu, ci autorul este Grigore Alexandrescu, cum v-ați dat seama, bineînțeles. Să înceapă semnalul. Plin de bucurie mare, oare cine îmi spunea că a vândut din întâmplare un cal prost ce el avea? Căci, bietul cumpărător, zicea el, s-a înșelat și deloc cunoscător, orice i-am cerut, mi-a dat. La aceasta ce să zic? Atunci nu am zis nimic, dar peste puține zile îl văz însă furios și îmi strigă, vai, nu știi, frate, un, un, un mișel, un ticălos, un... care părea om de treabă, fără milă, m-a înșelat, <laughs> m-a înșelat, mi-a vândut o sticlă proastă, drept un diamant curat. <laughs> Cum ti se pare aceasta? Cum ti se pare? Cum ți se pare? Ho, ho, ho! la fel cum mi s-a părut întâmplarea de de unăzi, cu calul ce ai vândut. Strigăm și protestăm tare când nedreptate aflăm, dar mulți urmăm la întâmplare fapta ce o defăimăm. Asta a fost, dragi prieteni, fabula mea pentru voi astăzi. Vă mulțumesc că am împărtășit împreună, am fost împreună câteva, câteva minuțele, vă doresc sănătate, vă doresc zile senine, bucurie în această săptămână sfântă și, dincolo de toate, să fiți creativi. Eu îmi continui studiul la muzicuță. Sigur, mai e de studiat, dar încercăm. Toate cele bune. Vă pup, ne vedem data viitoare.